De Click lansează campania 112 localizează-mă prin acest flash mob și am ales să o lansăm în acest fel pentru că vrem să atragem atenția autorităților și să tragem un semnal de alarmă pentru că avem nevoie de o localizare eficientă și în timp real a apelului la 112, de aceea lansăm campania, ne adresăm Consiliului Suprem de Apărare a Țării și Serviciului de Telecomunicații Speciale și pentru că este o problemă de interes de siguranță națională, acestea sunt autoritățile care trebuie să pună în aplicare un plan cât mai repede pentru rezolvarea problemei. Vor fi membrii de Click implicați care vor crea într-un mod simbolic strigătele de ajutor ale mai multor victime care s-au stins din viață din cauza că apelul la 112 nu a fost localizat în timp util. De exemplu, ultimele cazuri au arătat că serviciul 112 este ineficient și inexact. Spre exemplu, în cazul de la Caracal, localizarea apelului la 112 s-a făcut după 19 ore, iar în timpul accidentului aviatic din Apuseni, localizarea s-a făcut după 5 ore. Ajutor! Alo!